Bun, salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim, băieți, la episodul cu numărul 6 din frumoasa noastră carieră cu Atanastrică. Vedem că avem meci la națională cu Norvegia, după care cel mai probabil urmează și ultimul meci din acest sezon la echipa noastră actuală, Craiova. Păi, practic, băieți, tot ce ne-a mai rămas de făcut este să intrăm direct în mari meci mare și haide să vedem care este situația. Nu cred că lasă picheșerul, băieți. Nu suntem convocați, nu veniți să cred. Era oportunitatea noastră de a juca împotriva lui Holland, lui Odegaard. Îi vom da cu Quicksim și vedem că pierdem și acești meci. Tot cu 1-0 gol Odegaard și marele Haaland ratează din penalti. Anglia bate Polonia. Și cred că suntem tot pe penultimul loc în continuare. Păi cam adia o calificare, trebuia să mă aștept la treaba asta. Vedem că deja s-a jucat un meci. Avem 28 de apariții, 14 goluri și 7 asisturi. Verificăm situația la echipă, suntem pe lista de transferuri și ne dorim să mai evoluăm. Surprinzător, se pare că facem deja un card gold, băieți. Suntem un card gold și facem 75 over. Ne bucurăm, nici n-am avut timp să fac antrenamentul, măcar aici suntem titular, suntem cel mai bun băiat acolo în atac, dar cu toate acestea suntem degeaba pentru că partea se termină 1-1. Mai urmează acum câteva partide destul de importante, noi probabil ne vom axa pe marele nostru meci, trebuie să jucăm împotriva rivalei la Cluj. Dar până atunci avem un meci cu Gazmetan Mediaș, să-l trecem. Ar trebui să mai câștigăm și noi, uite, ar fi cazul și marcat gol decisiv, foarte bine. Avem parte în momentul de față și de un meci împotriva lui Sepsi. Ne dăm foarte frumos cu Quicksim, unde vedem că scoatem un 3-0, Ati marchează foarte frumos, una Bărbuț, una Bairam. E ok, mai marcăm câte un gol pe meci, câte un gol pe meci este foarte bine. Suntem pe locul întâi la momentul actual. Din câte se pare, ba nu, uite. E o perioadă foarte, foarte strânsă. Avem deja peste 30 de apariții. Urmează duelul primelor clasate. Cu FCSB nu cred că avem probleme. Totuși mi se pare ceva suspect că în simulări nu am mai jucat absolut deloc Cicăldău. Dacă verificăm situația la echipă, Cicăldău a plecat? A plecat Cicăldău, băieți. Aoleu, aoleu, de aia nu era la echipă. Îi dăm, băieți, mari meci, mare căpățână acolo, trebuie să ne paseze de acum încolo. Sperăm să facă o treabă foarte bună. Apărarea cu Bancu, Pap, Bălașa, Vlădoiu, Benzli, Bairam, Bărbuț. Avem parte și de mărețul nostru antrenament acum de început. O să fie o perioadă destul de dificilă, băieți. Cred că vom juca ambele meciuri și acesta și următorul din play-off doar cu CFR Cluj, după care să vedem prezumatul primului sezon. Un sezon într-adevăr puțin cam scurtut, sunt de acord cu voi, un sezon cam dat așa, fast, ne-am grăbit puțin tel. A fost foarte drăguț să începem de Liga 1 din România cu acest jucător, doar că, na, sunt foarte, foarte multe cariere, părerea mea, Liga 1 din România. Trebuie să ne axăm, băieți, în momentul de față CFR Clujul este la un punct peste noi, din partea mea să scoatem un egal. Mi-am convenit, scoatem acum un egal. Dar pe următorul trebuie neapărat să-l câștigăm. Atanastrică îl vede acolo foarte frumos pe Bărbuț. Păcat de radarul ăla. Că nu prea îl vedeam de radar și cred că nici voi. Da, hai că am început bine. Opa, continuăm, băieți. Hai, pasa 1, pasa 2. În față trebuia să și specific într-adevăr. Pasa 1, pasa 2, dar mai în față puțin. Totuși vedem că echipa care vrea să atace mult mai mult de data aceasta. Ups. Este Clujul, jucăm foarte frumos, hai întoarce-te, stai calm, hai, jucăm frumos cu Bairam. Eu trimit, nu ne grăbim, băgăm o viteză frumoasă, o pasă frumos printre, ne grăbim, dar acolo Vinicius bagă piciorul cum trebuie. Într-un final se pare că pronosticul meu cu egalul probabil va fi adevărat, pentru că doar s-a ținut de mingi în această partidă. O mai luat Craiovenii de câteva ori mingea. Dar o pierd-o imediat. Opa. Chiar vă demonstrez chiar acum. Îi dăm o pasă lui Bărbuț. Bărbuț se cam grăbește și mi-o trimite și mi-a imediat. Încă una, doar că nu mă așteptam să fie o pasă pentru mine. Să avem grijă la Tovlevici. O pasă acolo pentru Căpățână. Căpățână mă așteaptă. Căpățână trimite pasa foarte frumos.
Știi, Atanastri că marchează un gol superb. Parcă n-am mai dat un gol de ceva timp, băieți. Pe m-am îmbrăcat și în alb data aceasta, coincidență, n-am fost atenționat. Ca să mă potrivesc acum cu tricoul lui Ati. Foarte bine acolo jucătorul. Am și pierdut numărătoarea. Atanastri că cu al 17-lea gol în Liga 1 din România. Opta chiar, băieți. Mersi că mi-a spus să verificăm dacă este gol getter în Liga 1. Are șanse, are. Atanas nu se grăbește, îl așteaptă acolo frumos pe Căpățână și ce pas se trimite acolo jucătorului. Căpățână direct marchează și el. O, nu e o diferență chiar atât de mare, înseamnă plecarea lui Cicăl Dău, aducea clar un plus mult mai mare. Dar ne facem treaba și cu acesta, îi pasăm foarte bine, am ajutat momentul oportun. 2-0, băieți, nici nu s-a terminat, ba, uite că s-a terminat chiar acum. Prima repriză, iar dacă câștigăm, ne vom îndepărta la 2 puncte, dar asta nu înseamnă că campionatul va fi și câștigat. Avem 3 șuturi, din care 2 pe poartă. Cel mai probabil, cred că ați văzut toate șuturile în acest episod. A fost una care s-a lovit, cred că, de burcă. Restul au fost goluri. Hai că Căpățână, te-am grăbit puțin. Hai, hai, încă una rapid, zim că nu a fost în offside. Ba da, ba da, dar... Burcă, hai, Bayram, îi trimite foarte frumos lui Ati, Ati înaintează, Atanas acolo, că am faultat, băieți. Puțin că am urât, nu-i frumos ce faceți. O pasă decisivă acolo pentru Bayram, oare reușim aceeași treabă și pentru Bayram? Bayram, de ce poziții în momentul de față? Pare că va rata și nu cred că s-a băgat acolo Căpățână în șutul meu. Ratare acolo, dar chiar vreau să văd de cine s-a respins balonul. A șutat. A, nu, băgat apărătorul. Nu știu dacă era Camora acela. Dar tot apărătorul. Hai acolo, poate reușim cumva. Suntem liberi, băie, suntem liberi cu capul. Dar Arla Uschis. Da, o centrare previzibilă. Nistor, cred că ne trimite acolo foarte frumos. Bayram, în momentul de față, Bayram ne-o așează o finesă acolo, dar n-am făcut pașii cum trebuie să o șutăm. A dat din prima, ceea ce nu a fost foarte, foarte bine pentru noi, dar nici departe nu eram. A, din păcate, CFR Cluj în continuare, dominați băieți la noi acasă. Nici măcar un șut, nici măcar n-au avut un șut pe poartă. Intră în locul lui Bayram și fostul jucător a Barcelonii, intră și Omrani, se pare. Hai băieți, aici jucăm pasele foarte bine. Experiența, te rog, aici pasă printre, foarte bine. Încercăm din nou și 3-0, scor de neprezentare, băieți. Nu mai trebuie să mă fac așa cu mâna că mă doare, mi-am băgat chip. Mamă, senzațional. Mă doare mâna acum, îngrozitor, băieți, cum am mâncat. Trebuia să mă bucur, trebuia să mă bucur. Gol foarte frumos, al 18-lea gol pe care l-avem, băieți, Liga 1 din România. Și încă mai sunt câteva partide destul de importante. Clar, suntem cel mai valoros atacant de Liga 1. Cine știe, probabil cel mai important și valoros jucător. Și per total, nu doar ca atacant. Încercăm, oare, băieți, să mai folosim încă un atac. Un călcăi acolo, interesant, încercăm. Ah! Ce bine a stat acolo la Tovlevici, din păcate. Merge frumos pe vârfuri, cred că am cam obosit puțin. Ultima lor ocazie, băieți, a clujenilor, clar, victoria este a noastră. Ne vom îndepărta la 2 puncte față de ei și într-o final se încheie și prima partidă. Campionatul încă nu este a nostru, dar avem primul pas făcut în față. Mare, mare jucător aici de 75 RV. Nota 10 cu Rabăș. Ne-au felicitat acolo antrenorul cu ce trebuie. Haideți, haideți, poate urmează și transferul ăla blană. Încă un meci cu Chindia Târgoviște. Încă o simulare cu ultima echipă din playoff. Încă un egal. Că doar se putea altfel. Hai că am fost la 2 puncte față de CFR Cluj. Le-am îndepărtat de n-am mai putut. Spre București, dezamăgirea noastră. Suntem la egalitate de puncte și Atanastrică și Bayram, băieți. Cei doi sunt cei mai buni marcatori din Liga 1 din România. Bă, ce atac are Craiova dacă Atanas e pe locul 1 și Bayram e pe locul 2. Este clară situația. Avem, băieți, o partidă cu FCSB, o partidă pe care, sincer să fiu, nu aș vrea să o joc. O să vorbesc cu domnul antrenor să nu ne lase echipa, fără noi se pare că se descurcă foarte, foarte bine.
În momentul de față aș vrea să mă mai uit încă puțin la statistici. Dar Bayram se pare că este la egalitate cu Tănase în momentul de față. Noi suntem pe locul întâi, după care îl avem și pe Jefte, pe Deac, pe Petrescu, Malele. Foarte, foarte mulți jucători. Dar eu sincer să fiu, băieți, eu m-am lăsat, m-am echipat, am stat, m-am odihnit, mi-am păstrat acolo stamina aia blană. Și vreau să vă zic de ce trebuie să facem un mare match mare în momentul de față și avem stamina full. Suntem încălzit, vedem că pățână cam obosit, Nistor la fel, Big, Bărbuț, Bayram, CFR Clujul clar 100%, 100% în formă. Dar noi trebuie să ajutăm echipa în momentul de față, o victorie, încă o victorie ne va ajuta enorm. Echipa lor foarte, foarte puțin schimbată, la noi cred că doar Constantinescu în locul lui Paul Pap. Data trecută, băieți, am zis că mă mulțumesc cu egalul și opa, ce să vedeți, am bătut cu un 3-0. Dar de data aceasta nu vreau să mai fie așa, de data asta vreau neapărat victoria. Să fie chiar și cu 1-0, eu sunt foarte, foarte mulțumit, dar la Uschis, las, tu ești obișnuit să primești goluri din partea noastră. A doua partidă din acest episod, băieți, cu CFR Cluj. Singura echipă care s-ar putea să ne pună ceva probleme. Cristi Manea, Paco Pas la Ciprian Deac, se întoarce înapoi la Deac, Manea, oh, ce scheme extraordinare, iar Deac, iar Manea, pe care nu mai este Deac, ce surprinzător, dar vedem că o să foarte bine apărător, ne băgăm în față să nu pierdem balonul, o jucăm cum trebuie, trimitem direct la Bărbuț, Bărbuț dacă ne-o trimis nou de data aceasta este foarte bine, lăsăm cumva pasa și ne-o trimite foarte frumos printre... Tănăstrică nu iartă apărarea Clujului și începem foarte bine încă, băieți, încă din minutul 12. Haideți, băieți, că suntem foarte, dar foarte aproape de 20 de goluri. Mai avem încă puțin timp și se vede asta foarte clar. Hai, cea mai probabil la finalul sezonului vom încheia cu 20 de goluri marcate, băieți. În total, doar în Liga 1, în cupă, ne reușim să marcăm absolut nimic. O pasă excelentă. Hai băieți, în momentul de față trebuie să reușim să facem ceva mai frumos. Nu pierdem mingea, chit că suntem cam ținuți. O fentă acolo frumoasă. Atana strigă cu finez și apără Arlauskis. Ce fază frumoasă am reușit să facem aici, băieți. Excelent, un finez care nici nu cred că era pe spațiul porții. Să avem grijă cu ne lăsăm stăpuțe mai centrați de data aceasta și încercăm cu capul. Dar de data asta măcar am avut o încercare mai bună, ne-am poziționat mai bine în corner. Trebuie să reușim odată și odată, băieți, și un gol din corner. Atanas, foarte bine, primește acolo. Cât de aproape era să-l facem pe Manea. O pasă excelentă lăsată de nou. Atanas strică, nu iartă. Și un șut excelent acolo. Să văd dacă am timp să mă duc până la domnul antrenor, să mă bucur cu el. Dar nu mă bucur doar în fața antrenorului advers. Se pare Atanas strică acolo un gol superb într-o fază foarte, foarte frumoasă. Începem să devenim un atacant care este deja prea bun pentru Liga 1 din România, cel puțin Liga 1 din România la momentul actual. Și hopa cu 20 de goluri. O fază urâtă, încercăm acolo și se pare că echipa stă foarte, foarte sigură. Eu nu știu să fiu, am fost puțin cam panicat, n-am crezut că se va scurca echipa. Momentul în care putem ataca, dar mai mult am încurcat acolo jucătorul. Că mă și haide mă, când eram la mijlocul terenului, nu fluierești, când ne apropiem acum de careu. Fluieră, dar nu este nimic, ne bucurăm, avem 2-0. Așa, două șuturi pe poartă, excelent. Dacă am prins spațiu porții, gata băieți, am nenorocit, i-am făcut Mark. Care Mark? Oare Mark jucătorul egiptean, transferat, că nu știu care Mark. O pasă excelentă în momentul de față, reușim să ne blocăm, mi se trimite nouă, o jucăm cu Bayram. Bayram în momentul oportun ratează în fața portii și chestia al doilea cel mai bun marcator, băieți, elegante de România. Ne-a pus-o perfect în momentul acela, bine, putea să ne paseze și nouă, da, dacă nu a vrut. Momente urâte, Clujul acolo... Foarte ofensiv, atacantul acestor au încercat acolo o fază, dar
n-a reușit mai nimic din toți. Vedem că este în momentul de față Vlădoiu și între Vătăjelu. Trebuie să ținem de aceste două goluri marcate, chiar că mi-aș fi dorit să forțăm de un încă scor de neprezentare, ca într-un moment de genul. Haideți, băieți. Ofosu pleacă, nu știu, se duce. Ofosu acolo, aia, a dat un efect în mingea aia. Se ducă la Bayram. Nici o treabă n-a avut. Haideți, băieți, poate reușim în momentul de față. O fază frumoasă, apără Arlauzchi din nou. Aoleu, asta e și reacția mea în momentul de față. O încercare foarte frumoasă, spațiu liber, dar apără Arlauzchi, apără Arlauzchi. Hai, noi am cerut o pasă, vedem că o dăm mai ridicată. Și într-un final, thank you, băieți. Și al doilea meci împotriva lui CFR Cluj. O partidă foarte mare și ne bucurăm că a reușit din nou o victorie. A marcat din nou două goluri, câteva save-uri extraordinare pentru Arlauzchi. Nota 10 curat, foarte lăudat. Numai bun cât să primim o ofertă. Bă, măcar nu neapărat să mă transfer, că nu vreau neapărat, hopa, vreau 100% să plec de la echipă. Nu, dar îmi doresc, și sincer să fiu, îmi doresc să măcar să mă simt apreciat, măcar să văd acolo, bă, echipa cutărească, ăia vor să ni oferi. Măcar să văd o echipă că vrea, măcar acest să ne aducă. Nu neapărat mă transfer eu. Într-un final se pare că campionatul nostru este ca și câștigat. Simulăm și ultima partidă. Am câștigat campionatul, băieți, cu Craiova. Marcăm și ultimul gol. Marcăm ultimul gol a echipei în acest sezon, reușind 21 de goluri în 36 de partide cu 9 asisturi. Facem și ultimul antrenament, reușim să facem acest episod 76 OVR. Suntem un atacant prea bun pentru Liga 1 din România și îmi doresc să vină oferta aia blană. Clujul se pare că de foarte, foarte multe ori s-a mai chinuit pe acolo. O poză frumos cu trofeul. Hai să am acolo ceva să pun la miniatură. Dacă... De fapt, n-a trebuit să fie o surpriză. Nu va fi asta imaginea. Trebuie să am acolo o surpriză, băiți, că am câștigat sau nu campionatul. Cine știe? Într-un final îi dăm. Avem o lună de vacanță fără antrenamente. Îi dăm foarte frumos. Nici măcar o ofertă, din păcate. Haideți să analizăm situația la echipă. Avem 76 OVR. În teorie ar trebui să avem 16 ani. N-am putut să pun o vârstă mai mică de atâta. Am crescut 20 de puncte în OFR. Ni vedem cât de cât în top. Avem 35 de partide jucate. E destul de ok. Sunt cel mai bun marcator din Liga 1 din România. E cel mai bun automaj din această echipă. Suntem pe locul 2 la asisturi. Ne-am mai dat acolo câteva Bayram. Câteva lucruri irelevante. Arsenal câștigă Europa League. În finală cu Porto, iar Manchester City bate la penaltiuri Bayern. Bă, o câștigat la penalturi. E destul de ok. Și încheiem, băieți, primul nostru sezon în Liga 1 din România. Dacă vă place această serie și vreți să vedeți sezonul numărul 2, sezonul numărul 2 în care ne vom transfera, sau poate cine știe, poate ne vom lupta acolo să ajutăm echipa să treacă măcar de turul 3 din Champions League. Cine știe, poate vom ajuta foarte mult echipa. Dacă vreți să vedeți episodul de continuare, nu uitați să apăsați pe butonul de like și neapărat să apăsați și pe butonul de subscribe cu clopoțelul activat, ca să primiți notificare în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. Păi băieți, numele meu este Diez, vă urez la toți, aveți o zi extraordinară. Mâine apare sezonul cu numărul 2 din frumoasa noastră carieră. Merge rapid cu cariera, după care urmează una de manager genială. Vă salut!